comandant și ai autorităților militare. Dacă cerneți părinți, onorant auditor. Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru prezența noastră la acest eveniment. Suntem invitați pentru a doua oară în capitala Olteniei Domnești la o lansare de carte, un motiv în plus pentru a vă exprima recunoștința noastră tuturor celor care au făcut posibilă prezentarea la Râmnicu Vâlcea și a volumului Factorul Intern România în spirala conspirațiilor. Să observăm că în 5 ani de la fereastra serviciilor secrete am ajuns la nevoia invocării factorului intern, fiindcă strategiile globale au evoluat în conspirații. Așadar, sunt recunoscător Direcției Bibliotecii Județene Timi Ireanu, reprezentată de domnul conferențiar universitar Remus Limărescu, conducerii filialei județene a Asociației Veteranilor Serviciului Român de Informații, reprezentată de domnul colonel Grigore Predișor, sponsorilor care există și, în mod special, simt să mulțumesc pentru onoratul patronaj al Consiliului Județean, reprezentat de domnul vicepreședinte Adrian Pușu, și al prefecturii județului, reprezentată de doamna subprefectă Aurora Cătina, prezentă și la evenimentul anterior din 11 octombrie 2013. N-aș putea trece neobservată prezența substanțială a reprezentanților media, cărora de asemenea le mulțumesc cu respect, dar în același timp fie îngăduit să le adresez invitația să se alăture factorului intern în opera de regenerare a demnității naționale, creștere a neamului românesc și a patriei simțime. Desigur, într-o lume mai bine rânduită și mult mai dedicată împlinirii idealurilor adevărate ale omenirii. Nu în ultimul rând, doresc în mod deosebit și vă rog să fiți de acord să salutăm participarea specială la acest eveniment a domnului general Iulian Demnat, personajul eroic și cu statură istorică al capitolului 9 al cărții intitulat Adevărul generalului Vlad în lupta cu falsul. În numele tuturor celor dornici să se ridice vânul greu al minciunilor și dezinformărilor așternute peste evenimentele din 1989 și nu numai, mulțumesc și exprim domniei sale înaltă recunoștință pentru confesiunile încredințate și publicate în acest volum. Sunt ultimul la cuvânt, deci înțeleg că am ultimul cuvânt. Fiind autorul, trebuie să pledez vinovat, așa cum am predat și la Oradea, la Arad și Timișoara, unde am fost prezent cu câteva săptămâni înainte. Prin tradiție, evenimentele editoriale sunt prilejul în care vorbitorii aduc laudatio autorului și operei. Din acest punct de vedere, poate că Vâlcea s-a cam întrecut pe sine. Nu știu dacă dintre cele, sau câte dintre cele peste 750 de personaje menționate în indexul de nume de la sfârșitul cărții ar fi favorabile abordărilor noastre asupra faptelor, actelor și gesturilor lor, reținute și consemnate ca atare, pentru a constitui mărturie despre prezentul nostru, pentru ca urmașii să știe cine le-a împovărat trecutul și, în aceeași măsură, au compromis viitorul acestei nații. Dorința noastră, a celor care simțim și gândim românește, este să trăim astfel încât prezentul nostru să nu devină un trecut dureros pentru generațiile viitoare,
ci o pildă de urmat, un imbold pentru a consolida și respecta moștenirea lăsată de înaintași. Suntem într-o astfel de abordare datori să observăm că trecutul nostru, ca realitate istorică, moștenire de tradiții, spiritualitate, religie și cultură națională, este continuu falsificat și rescris într-o pornire încrâncenată de a li se anula identitatea. Asta fiindcă după fiecare nou război, istoria este rescrisă, bineînțeles, numai de învingători. Rescrierea istoriei este, din păcate, permanentă și la scară globală. Asta fiindcă evenimentele internaționale, din ce în ce mai grave, mai dinamice și cu o rată de imprevizibil tot mai mare, mai accentuată, vin parcă să confirme nu doar studiile fanteziste ale unor viitorologi, bazate totuși pe descifrarea tendințelor acțiunilor liderilor mondiali, fie statali sau non-statali, dar și predicții biblice asupra sfârșitului acestei lumi pământene și nașterea alteia. În ultimul deceniu au început să se manifeste agresiv consecințele dezechilibrului centrelor de putere, a căror stabilitate a fost asigurată de regula distrugerii reciproce garantate. Consecințe al căror impact nu a fost suficient și înțelept anticipat. În urmă cu 8 zile, Sir John Sowers, fost director al Intelligence Service, adică serviciul de spionaj al Majestății sale, Regina Angliei, spunea că lumea se confruntă cu un nivel de amenințare apropiat celui din preajma războiilor anterioare. Ne îndreptăm spre o perioadă care este la fel de periculoasă, dacă nu mult mai periculoasă decât cea din timpul războiului rece. De ce? Pentru că nu ne concentrăm pe o relație strategică corectă între Moscova și Washington. Echilibrul puterilor, spunea fostul director al spionajului britanic, s-a schimbat la nivel internațional ca urmare a sporirii capacității militare a Rusiei și a disponibilității Rusiei de a folosi această capacitate. O dată, auditoriu, dacă cineva se consideră locomotiva istoriei și nu știe să folosească frâna, iar cineva este în pericol de a fi lovit de această locomotivă a istoriei, reacția de a pune sabotul poate fi firească. Războiul mondial este permanent, declară adepții teoriei conspirației. Acesta să fie oare adevărul? Oricine își va dubla cultura istorică cât de cât rezonabilă, cu un spirit interrogativ activ, va găsi suficiente argumente în acest sens, nu numai pentru a fi de acord, dar și pentru a putea convinge și pe alții că enigmele istoriei omenirii și chiar enigmele originii noastre, inclusiv ca neam, sunt tocmai consecința unor scenarii încă nedeșifrate și încălcite în curzelele conspirațiilor. Mereu ne tot întrebăm ce a fost, ce s-a întâmplat, cum a fost posibil să ne se întâmple tot felul de lucruri care ne-au afectat grav existența și ne amenință identitatea națională. Nu are sens să ne facem că nu observăm realitățile. Perioada interbelică a fost dominată la scara globală de Stalin, mă rog, cei care au fost sponsorii lui, prin intermediul operațiunilor clandestine de mare avergură. Agenții Moscovei din acea perioadă, înregimentați sub standardul Cominternului, lucrau sub acoperirea de arhitecți a Imperiului Global. Același Imperiu Global pe care noi îl trăim astăzi. Originele lui sunt undeva în trecut.
Numai că Stalin nu era singurul hipnotizat ca aspirant la guvernarea lumii. Iar reacția a fost pe un nou război. La rândul său, războiul rece a reprezentat și încă mai reprezintă un imens și încă neînchis teatru al operațiunilor clandestine sub acoperire. O parte beligerantă și le-a asumat, reglementându-le prin ordine executive ale președinților, de la Truman până la Barack Hussein Obama. Cealaltă parte, văzând și făcând, a perfecționat tradițiile moștenite și neegalate până la acel moment de nicio altă putere mondială. Sigur, nu intră în discuție puterea comunității care a săvârșit păcatul original și a considerat că este etic să ofere și altora patentul. Unora din vremurile în care au planificat afacerile secrete ale țarului Petru cel Mare, vremurile în care coloniile din lumea nouă încă nu și afirmaseră conștiința de sine. Imperiile globale, imaginate de sponsorii lui Napoleon, Stalin, Hitler, Obama, Putin, au un numitor comun. Acest numitor comun poate fi rostit în două cuvinte. Colonizarea lumii. Acesta este adevărul, dacă un astfel de scop poate fi compatibil cu categoria etică de adevăr. Socialismul, comunismul și mai nou globalizarea sunt doar instrumente ale uneia și aceluia scop. Jack Bernstein, evreu Ashkenazi, boghet, adică trădător, care a demontat minciunile fondatoare ale globalizării, a fost în urmă cu 3-4 ani asasinat în manieră profesionistă. El a săvârșit păcatul de moarte de a fi scris lucrarea Minciuna americanilor evrei în Israelul marxist-rasist. Roger Garodi, autorul mitilor fondatoare ale politicii Israelului, a fost doar ținta asasinatului moral. Domnul general William Rad a menționat aici audiențele papale ante Malta a lui George Herbert Bush și a lui Mihail Sergeevici Gorbaciov, precum și unele dintre consecințele acestor audiențe. Fie-mi permisă o completare a precizărilor domniei sale. În prima sa enciclică papală, Caritas in Veritate, din 7 iulie 2009, Papa Benedict al XVI-lea, recomandând reformarea Națiunilor Unite, a binecuvântat urgența unei reale autorități politice mondiale. Dacă tot am intrat în culisele Vaticanului, nu putem să nu observăm că retragerea Papei Benedict este la fel de suspectă ca și pontificatul de numai 33 de zile al Papei Ioan I, decedat subit la vârsta de 50 de ani și repede incinerat fără a fi autopsiat. Succesorul Papei Ioan I a fost cardinalul de Cracovia, Karol Josef Wojtyla, primul papă provenit dintr-o țară comunistă, al cărui rol în istorie a fost covârșitor și de notorietate internațională, fiindcă a fost magistral regizat și impecabil asumat. Succesorul lui Benedict, actualul papă Francis, este iezuit. Iezuiții au creat în 1776 Ordinul Illuminati, care a lansat conceptul Novus Ordo Seclorum, care stă la baza doctrinei mondialiste. Cred că simbolul acestui ordin este și pe afișul de prezentare al cărții. O versiune bine gândită, fără să ne fi pus de acord. Ce ne spune Jean Ziegler în L'Empire de la Honte, apărută la editura Fayard în 2005, Paris, despre obiectivele avute în vedere pentru controlul absolut al lumii, potrivit conceptului noi ordini seculare mondiale.
Aceste obiective sunt doar trei. 1. Preluarea prin jaf organizat a celor mai importante active economice și resurse naturale ale țărilor supuse noii colonizări.